Ceva băieții și bine ați venit la un nou episod din seria voastră preferată FIFA 19 Draft spre Glorie. Înainte să începem, ca de obicei, ești binevenit să lași un like dacă iubești această serie, dacă vrei să o vezi mai des pe canal. De asemenea, dacă vrei să cumperi articole sportive de la ghete, training-uri, tricourile echipei tale preferate, poți să te uiți la linkul din descriere argol.com/ro. Ai 10% reducere dacă folosești codul OVI la checkout. Haideți să vedem și formația pe care o să o folosim în acest draft. 4-5-1 attack, 5-2-2-1, 4-3-2-1, 4-3-1-2 și 4-4-2 flat. 4-4-2 flat este o formație foarte bună. Problemuța cu această formație este că ai nevoie de doi mijlocași centrali box-to-box foarte, foarte buni și dacă nu avem noroc la draft să ne pice acești jucători, va fi foarte greu de utilizat această formație. De aceea vom merge pe un 4-3-2-1, o formație destul de versatilă. Da, direct, center forward, Rudhullet, bestie, absolut bestie. Clive, Neymar! Hai mă, așa mai zic și eu. Ăsta da draft, frate. Ce jucători. Mbappé, Mahrez, George Best. Ce început. Ce început. Trebuie neapărat să-i fac o poză. Un început absolut senzațional de draft. Absolut, absolut senzațional. Facem o poză, dăm cu ea pe Instagram. Început senzație de draft. Opa, așa, hai să vedem în mijlocașul central. Lallana, Manu Trigueiros, Draxler. Manu Trigueiros, să știi că e un jucător interesant. Spania, Marține și mi-ar oferi oportunitatea să continui și cu alt jucător. Dar vezi tu, Draxler ăsta, dacă îl mut pe partea cealaltă, ia full cu Neymar. Deci îl iau pe Draxler pentru acest motiv. Mai cam liniștit-o acum pe mine jocurile. Ce avem? Germania 2, Franța 1. Ok. Franța 1... 76. Bun, nu-i rău. Facem mijloc din Franța, din Liga Franceză. Nu poți să-mi dai silver, hai te rog eu frumos. Nu poți să faci la casa. După acel început senzațional, n-ai cum. Nu ai cum. Mutăm Draxler aici, câștigăm un picuț de chemistry, ne ducem pe rezerve. Trebuie modifică, trebuie schimbați acei doi mijlocași centrali. Ok, Marcelo, Mane, Icardi, Insigne și William Carvalho. Păstra o Mane, ca să fiu sincer. Sau să-mi iau un Marcelo. Marcelo că pare cam lent pentru funda stânga, mai ales că nu avea Shadow sau Anchor pe el. Ghirinha. Tot mă rogă cu Mario Gaspar, mi l-a dat și mai devreme. Italia 1, Spania 1, Anglia 1, Marcos Alonso. Uf, greu. Mă așteptam la niște rezerve ultime. Bomba bombelor, bombiță! Cristiano Ronaldo. Se anunță un draft de senzație. Will Upamecano, Diego Godin. Gândește-o bine pasta oviță. Gândește-o foarte bine. Francez. Ceea ce înseamnă că am stat numai pe jucători din Franța acolo. E din Germania, unul iau, frate, nu, îl iau, sperăm la un Lala, fundaj dreapta, Joao Cancelo, în schimb, ne vine pe fundaj dreapta, Bernard, Ben Yedder și Griezmann și Joao Cancelo, ce avem? Avem striker pe Ronaldo, ar sta în 3 sau în 4, nu știu cât ar sta la început, ia să vedem, deci, da, stai puțin că nu pot să-l iau, încă nu pot să-l schimb pentru că n-am ales fundajul dreapta, ne dă Lala! Mamă, ce bine am picat. Am picat bine aici. Nu mai are rost să mă gândesc la Joao Cancelo. Pica foarte bine acolo. Tocmai ce ne doream. Chiellini, Matteo, Marquinhos, Koulibaly. Matteo ăsta ar merge perfect cu noi pentru că noi vrem franțuzii noștri. Bun, avem pe Upamecano și pe Matteo. Foarte promis. Băi, uite-mă ce draft, frate, incredibil. Pepe, Hummels, Skriniar, Virgil van Dijk și Diego Godin. Nici nu știi ce să alegi de aici, pe bune nu știi ce să alegi. Nu știi ce să alegi. Virgilică, dar l-aș scoate, bam pe Upamecano și o joc așa, ia să vedem.
Da, asta e o mică mare problemă. Stăm acum într-un fundaș stânga de la bun de tot să-i dea full chemistry lui Draxler. Un Mendy? Mendy? Mendy, nu. Niciun Mendy, în schimb. Laporte, Alex, Tejes. Laporte sau Tejes? Tejes, nu stăm rău. Stăm chiar decent. Acum în poartă. Un francez. No, Castells, Pavlenka, Pickford, Sergio Rico sau Werber. Care e mai înalt dintre ăștia? 6.5 și are și 82. Castells are 6.6 cu 83. E bun cât de înalt e ăsta. Ok, suntem în 88 chemistry. Suntem decent. Bineînțeles, e loc de mai bine. Hai să vedem cum o jucăm pe asta. Carvajal, Iago Aspas, Rakitic, Mesut Özil și Piqué. Carvajal să fie. Trebuie la mijloc acolo un francez. Shaqiri, Calhanoglu, poate ca super sub. Suarez. Ar fi și păcat să nu creștem un pic mai mult în chemistry la această echipă. Rudy, Bruno, Visca, Marco Reus. Marco Reus ca super sub ar trebui să îl iau neapărat. Bruno acolo. Rudy, Neamț, Schalke. Ok. Dar să-l joc în mai multe feluri pe acest neamț. Un Draxler după aceea și... Ia-l tu pe Rudy, Oviță. Ia-l pe Rudy și hai să ne plimbăm un picuț pe aici. Că facem așa și așa. Dar nu pot să zic că am câștigat ceva în mod deosebit. În schimb, mai bun decât Le Roger ăla, sau cum îl cheamă. Pizarro, Pablo, Fornals, Goretzka. Interesant acest Goretzka și din acele 5 opțiuni părea singura de care putem să ne folosim pe viitor. Sidibe, francez, Monaco. Nu prea mă încălzește cu nimic. Florenzi și Delf. Jardel. Am rămas la 2 jucători și nu prea ne-au ajutat aceste rezerve, acești jucători de rezervă. Cei drept am început și draftul atât și atât de bine. Mandy, Smith, Reyes, Van Aanholt. Dar stânga, ce fundaș stânga ne-ar trebui nouă? Francez din Liga, din Bundesliga. Dar în schimb avem pe Arias. Mandy, Smith, Reyes și Van Aanholt. Banana, mai avem ceva pe aici? Carvajal, Mane, Mario, Gaspar, Cristiano Ronaldo, Virgil. Să-l joc cu Virgil pe Van Aanholt. Cred că pierdem overall la chemistry. Cred că pierdem acolo. Totuși o să-l iau. Faci așa ceva, Oviță, pierzi la chemistry overall. Ce un 88 de fapt. Stai așa că nu e așa. Stai așa că nu e așa combinația, că te-ai dus benișor. Hai să vedem și portarul și după aceea încercăm să mai aranjăm puțin. 88 chemistry. Casillas, Kiko, Donnarumma, Szczęsny. Ce avem noi acolo? Noi avem un olandez și un francez. Unul e din Bundesliga și unul e din Premier League. Și avem aici portari. Avem un Premier League pe Romero, atât. În rest nu ajută niciunul. Anglia 1. Ok, băieți, hai să vedem și managerul dacă ne ajută să creștem puțin în chemistry. Tot 91, 93 acesta, 92, 91, 91, 93 cu ăsta, bun. Un draft decent din punct de vedere al chemistry-ului în care avem câțiva jucători de calitate. Avem pe Ruud Gullit, pe Neymar, pe George Best, Cristiano Ronaldo. Primul adversar, 4-5-1 cu Dybala. Vinicius Junior cu Socrates, cu Gullit. Super echipă și a lui singurul. Da, portarul acolo nu ia chemistry. Ronaldo, sau cine acolo? Cu capul, Cancelo! Scoate destul de bine, check. Hai, Neymar! Bine, mă, Neymar! Sito! 1-0! Și, ok, rage quit.
Următorul adversar, un 4-3-3. Varianta a patra, aceea cu doi mijlocași central și un mijlocaș central ofensiv, îl are pe Messi, Griezmann, Bale, Yashin în poartă, echipă decentă per total, cred că are și câteva arme secrete pe, banda, pe banca de rezerve. Ce face Neymar Sito, frate, ce face Neymar Sito? Nouă viță, te-ai... M-am încurcat în scheme, ce să mai acolo. M-am prostit. Bine, băi, Upamecano, băi, ce-i face? Bun, și aici? Încă una? Încă una? Georgică? Georgică? Georgică! 1-0. Foarte frumoasă faza. Ia să vedem, oare încă un rage quit? Da, se pare că încă un rage quit. Motorul adversar 4-5-1. Ok, din nou Socrates de... 92, Maradona 98, Foden, dacă nu mă înșel, Ronaldo, echipă bună, bună de tot. Neymar? No. Nu se poate să ieși cu portarul. Eu cred că am dat bine la poartă, cred că i-a dat în cap la portarul asta, îmi pare rău că... Nu știu dacă o să țină relorile până după meci. Băi, frate, băi, nu se poate. Nu cred! Ce fază incredibilă facem! Și salvează De Gea, nu te cred! Ronaldo magnific acolo! Elastico și după aceea crocheta și scoate, frate, senzațional De Gea. Băi, lasă-mă în pace. Nu se poate, nu se poate. Nu se poate și pe verde să nu meargă. Nu se poate, frate. Și pe verde. Tot în blocajele lor. Lasă-mă, frate, în pace. Hai, Upamecano. Doamne, frate, dar ce au mâncat, mă, adversarii ăștia. Da, tot în blocaj. Virgil. Cristo, doamne, uite, de ce trebuie să intre un șut atât de urât? 7 respingeri. Păi ce faze frumoase am făcut noi înainte, mă, băieți, mă. Nu-i păcat să dai așa ceva în loc să țin, să-ți intre la frumoase. Statistice la pauză, băieți. Uitați-le și voi. Și e doar 1-0, din păcate. Hai, Cristi! Da, mă, da! 2-0! Super atac! Ai cu lobul, n-are cum să nu fie gol. 3-0. Pa, 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 pa. Încă nu rage quit și mergem în finală. Finala, băieți, o jucăm împotriva unui 4-1-2-1-2 wide. Griezmann cu Ronaldo în față, Mbappé pe lateral, Neymar în mijlocaș central ofensiv, Lemar pe stânga. Nu arată senzațional echipa lui, dar are câțiva jucători de calitate, Mbappé, Neymar, Cristiano Ronaldo. Nu te cred, Rudhulit! Băi, dar e ceva cu noi în acest draft. A avut o ocazie incredibilă, Hulit, acolo și cumva portarul advers găsește cumva acea mișcare perfectă să salveze. Bun, bun. Ai preia-o, preia-o, Cristi! Ce e, mă, băiete, mă? De ce ratez atât? De ce mă joc cu ocazia? Că pierd draftul ăsta, normal că la sfârșit mă voi enerva, dar pot să dau vina doar pe mine, pentru că eu sunt cel care a ratat atât de mult. Și acum? Acum nu, nu-i vina mea. Ce bine a stat acolo?
Nu stă bine, stai puțin că a făcut fault. Lala, cred, dar e belea la penalti, băieți. Mama mia, stânga, dreapta, mijloc. Hai mă că am dat bine, 1-0. Cu centrare de data asta, George Best. Să fiu sincer, nu prea aveam pretenții de la el să dea el cu căpățâna gol. Cine a luat de colț? Ia să vedem pentru Ruth Hulit. Hulit? Ca băi, ar scoate ăla, mă! Cum îl scoate, frate? Ei, mă, 2-0, bună de tot faza asta. Georgica, Georgica! Draxler, hop, hop, haide Draxler! Greșeala mea, stai, a vrut să-și dea autogol sau cred că vrea doar să iasă. Dar aici cu ce în finală, băieți, hai să vedem premiile, am dominat cap-coadă acest draft, jucat foarte, foarte, foarte bine. Hai să vedem, ia uite, 1-0, 1-0, de fapt au fost toate rage quituri, toate rage quituri. Gold pack, premium gold, players pack, premium gold, players pack. Băi, am văzut YouTube, am văzut alte persoane care joacă 3 drafturi pe an și primesc la rewards odată 45.000 de coins și încă un pachet sau două. Avem 73 de drafturi, cred, jucate până acum și nu am primit o singură dată să văd așa ceva. O singură dată n-am văzut asta. Asta este. Deschidem pachetele. Nici n-am pretenții mari din primele pachete astea. Ok, trimitem totul în club. Discard și aici. Și mai avem premium gold players pack și încă un premium gold players pack. Oh, walkout! Băi, ești nebun, poate ne pică și nouă ceva. Să fie portar. Argentinian, striker, cine e de la Inter? Icardi, cred. Ok. Mauro Icardi. Impresia să vezi tu, costă acolo niște bănuți. Facem ceva cu Mauro Icardi. Pam, ia să vedem cât costă. Intră pe Footbin să vedem cât costă. Este 25.000. Bun, bun, mă. Akin Fev, Coman, Lamela, Ruben Castro în club și mai avem încă unul. Ok, am făcut și noi profit din draftul ăsta. Bine, mă. Nu mă așteptam să mai văd încă un walkout acum. Un board down ar fi și el destul de interesant. Da, Infor! Bun, mă, bun! Bun de tot! Sin, nu știu, australian, Wellington Phoenix, dar pare că are 15 ani băiatul. Foarte tânăr. Cred că e discard value, gagiu. Cum îl cheamă? S-I-N-G-H. Imediat îl... A, cred că e discard, de 75, hai să fim serioși. E 12.500, ok, banner. O para, bun, bun de tot, bă, băieți, bă, bun de tot. Foarte bun draft ăsta, nu uita să lași un like dacă și ție ți-a plăcut acest episod din Draft Spre Glorie. Ne vedem la viitoare, te pupă, viță, pa, pa!